Noul coronavirus a mai răpus 3 oameni. Este vorba despre 2 bărbați și o femeie originar din municipiul Bălți și raioanele Cimișlia și Călăraș. Ultimele victime, cu vârste cuprinse între 63 și 72 de ani, sufereau și de alte boli cronice, precum hipertensiune arterială, diabet zaharat și cardiopatie. Astfel, bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Moldova a ajuns la 652 de cazuri. Totodată, Ministerul Sănătății a anunțat că 358 de bolnavi se află în stare gravă, dintre care 27 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Există și o veste îmbucurătoare. Alte 240 de persoane s-au tratat, iar numărul celor vindecați de COVID-19 în Moldova a ajuns la 13.033. Până la ora actuală, în țară au fost confirmate 19.439 de cazuri de infecție cu noul coronavirus.